Absolvenții de clasa a 12-a trec în această perioadă prin emoțiile examenului de bacalaureat. La nivelul județului Iași s-au înscris pentru această probă 5077 de elevi, dintre care 434 sunt din seriile anterioare. Evaluarea competențelor lingvistice pentru limba română, limba maternă și limba modernă, precum și a celor digitale, se va face până pe data de 16 iunie. Probele pentru competențele de comunicare în limba română. Până în acest moment nu a fost sesizat niciun incident. Totul a decurs foarte bine. O organizare foarte bună din partea tuturor școlilor. La finalul acestei săptămâni, elevii vor susține probele pentru competențele digitale, iar săptămâna următoare sunt programate probele pentru competențele de comunicare într-o limbă străină.